Ce desenez astăzi devine realitate în Roblox. Dacă vreau să desenez un L de la LOL și apăs Done, ei bine, ar trebui mașina mea să aibă roți cu L de la LOL. Uite ce mașină dubioasă, am zis că e un boomerang sau cum se numește. Și am băgat boost! Wow! Stai puțin! Deci este un obi ceva chestie. Caromida man, dă-te la o parte! Excavator! Așa, și trebuie să ne ajustăm roțile în funcție de obstacole, este foarte dificil. De asemenea, mărci nou, fresh, link în descriere. Și fiți atenți că am pe piept un pin, e cel mai ieftin, 3 Robux. Și îl atașezi pe orice hainuță vrei, cum dorești tălică. Bun, hai să vedem. Nu, stai un pic. Mamă, ce roată dubioasă am, nici nu merge. What? Voi vedeți ce se întâmplă aici sau nu vedeți? Da, bă, că e bine. Mamă, că e bine, abonații. Hai să facem ceva gigantic. Da, deci dăm delete. Oh my god, Dan. Ia uite câte roțile avem. Wow, cât de mari sunt roțile astea. Îl mâncam pe Caramida Man, care e TikTok Man, iată-l. Cu spatele-i dau. 5. Ok. Hai să vedem ce face butonul acesta de server nuke. Da, mă, dar zări set repede, că e mic rău de tot obiu. What? S-au auzit? Au dispărut. GG. Le-am zis GG în comentarii, în chat, în unde vreți voi. Fii atent ce dubioasă e mașina asta, nici nu are sens. Deci nu are sens. Hai să vedem altă formă. Dungă. Forma dungă. Bă, nu merge mașina, băieții. What? Iată. Mă, ce se întâmplă? Cred că e pentru apă chestia asta. Facem așa, ia niște designeri insane. O să dăm reset. A, vezi că stai mișto. Ia, intrăm cu... Nu! Boost! Wow! Să avem grijă să nu cădem în canalizare acolo. Trebuie să le zic, hai abonații! Hai, din spate de tot, mă, server nuke! Ok, are sens. Nu trebuie să atingem ăla cu roșu, că ne ducem. Bun, și hai să vedem niște roți minuscule. Atât. Oh my god! Cele mai mici roți din existență. Ia! Nici nu putem să trecem măcar, nu uitați și voi de un like. Bă, un unlimited boost? Eu vreau. Voi vreau să apăsați pe butonul de like, să strângem 5.000 de like-uri, ar fi insane 5K. Nu știu dacă puteți voi, nici nu știți, dați like măcar, cred. Mai eu știu că eu mă uit de mult pe YouTube. Fiți atenți, am aflat un secret, ok? Fiți atenți, vă știu secretul. O să ghicesc de pe ce device te uiți, ok? I-am dat reset ce se întâmplă. Bă, stai că nu mă duc spate de tot. Hai să vedem dacă putem să facem o literă. P de la Paul. Bă, unde mi-e bă mașina? Ui, un fel de 6. Ok. O să ghicesc de pe ce device te uiți. Ghici ce? Te uiți de pe televizor. What? O să zici Rafael, ce mă, de unde ai știut că mă uit de pe televizor? Bă, nu! Alții o să ziceți, băi, eu mă uit de pe telefon sau tabletă, n-ai ghicit. Ei bine, am rămas uimit când am văzut pe YouTube. Bă, unde mă duc? Am rămas uimit să văd, fiți atenți, că pe canalul acesta de YouTube, că știți că eu mai am un canal, da? Cei mai mulți oameni se uită de pe televizor. What? Eu nici nu pot să-mi imaginez cum este uiți de pe televizor pe YouTube, pentru că eu mă uit de pe calculator. Mulți vă uitați de pe telefon, tabletă și tu acum dacă te uiți la video ăsta de pe calculator, wow, ești în minoritate, foarte puțin se uită de pe calculator. E insane că vă uitați pe televizor și înseamnă că eu mă aud în toată casa sau ce se întâmplă? Acum are sens când îmi zic părinții că mă aud. Ia fii atent că îi fac o chestie de asta, nici nu știu ce e. Ia, boomerang, uite-mă cât de frumos urcă. Mama cum rașchetează. Deci eu mă uit în toată casa, aia vreau să știu. Pentru că dacă voi uitați de pe televizor, sau îl dați foarte încet să nu mă aud, habar n-am. Eu nu cred că se uite nimeni la televizor cu căști. Bă, uite TikTok, man, ce design are! Vreau și eu să copiez designul ăla. Dar fii atent, noi îl ducem la extrem. De fapt, știi ceva, hai să facem cu verde. Ce mă, culori custom? Wow. Ok. Voi n-ați văzut bara asta, lol. Niciun abonat nu știe de ea, fii atent, facem cu negru. Oh my god!
Ia un plus. Stai. Ce mă? Merge mașina fără să meargă, are sens? Mamă, ce viteză am! Oh my god! Server skip! Cred că toată lumea are skip la un level? Ia stai. Da, cred că ne-a dat mai încolo. Let's go! Ia stai. Reset. Xulanis. Mamă, cum se urcă, e de neoprit! Ia uite-l! Busalina! Nu! Deci voi vă uitați de pe televizor, am ghicit, mi se pare nebunie. Pe canalul principal nu se uită lumea de pe televizor. Mi se pare că de pe telefon. Ce simboluri putem să mai facem? Fii atent! Joacă simbolul ăsta. Joacă, l-am zis. TikTokman nu știe de acest simbol. S-uri. S în comentarii. Nici măcar, voi puteți să lăsați comentarii de pe televizor? Adică până scrii tu pe telecomandă, că e destul de greu. Habar n-am. Ok, hai să înaintăm, dăm boost. Orice desenez devine realitate, trambulina style. Ok. Bă, ia fiată în ăsta. Trebuie să trecem pe jos, dar de ce se dai, bă? Nu! Bă, nu e mă corect, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Trebuie să facem niște roți speciale, super minuscule. Dăm done, reset car și ia uite mă. Bă, da, mi-atinge frizura. Deci ce părere aveți de noul merch Fresh 2023? Link în descriere către grupul de Roblox. Așa, vă trebuie 10 Robux. Unii mi-a zis că nu aveți 10 Robux. I mean, 10 Robux e destul de puțin dacă mă întreb pe mine. Probabil dacă sunteți mai mici, sunteți copii, nu aveți acces la un card de credit, dar cred că poți să faci cu Paysafe sau nu mă pricep 100%. Dar cred că poți împrumuta cardul unui părinte, zic și eu, să bagi, nu știu, 20-30 de lei în Roblox, habar n-am. Dar probabil nu vă dau părinții, că nici mie nu prea îmi dădeau când eram mic. Da, adică, știi care e partea funny? Că mulți dintre voi vă jucați Roblox și aveți chestia asta că, bă, nu poți să bagi banii în Roblox. Aceeași chestie am avut-o și eu, asta e culmea. Zi, prin 2008, când mă jucam eu Roblox, unii dintre voi nici nu erați născuți. Ok, prin 2008, tot așa, mă jucam Roblox și nu aveam bani. Deci da. Însă, fiți atenți, o să vă zic o chestie tare și voi nu știți asta pentru că sunteți mici, care sunteți mici, desigur. Înainte era un sistem numit TIX. T-I-X. Bă, de ce nu urcă, mă? Și acest TIX, cu cât stăteai mai mult online pe Roblox, primeai niște bani. Și cu banii ăia îți luai haine. Deci, într-un fel, dacă te jucai Roblox, primeai bani automat, doar că te jucai, atât. Nu trebuia să faci nimic special într-un joc, erai online și stăteai și te jucai. Și strângeai TIX și îți luai haine, erau haine făcute speciale pentru TIX. Și după aia aveai Robux care, na, nu avea oricine, Caramida Man! Wow, o pleca roțile. Ce pot să mai desenez? În colțuri așa, fii atent. Mângâiata se numește strategia asta. Bă, pune-mă mașina dreaptă. Hai să ne trecem. Wow! Bă, dar nu merge drept, mă. Cred că e de la forma asta de roată, uite, nici nu merge. M-am spawnat cu roata în pământ, bă, n-are sens. Zici că e o mazăre asta, nu, o fasole. No, nu e, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Deci acest design este superior. Fii atent, oh my god. Merge oare? Nu! Bă, nu merge, ne-am blocat. Deci ne-am blocat. Atunci facem o roată gigantică. Și o să trecem cu ușurință. Ia uite-l. Ia uite-l cum rașchetează tot. Oh! Ok, dăm boost line-a și am căzut. Deci nu pot. Ce se întâmplă, bă? De ce merge într-o parte? N-are sens, nu fac nimic. Uite, deși nimic nu fac. E nebună mașina asta. E nebună, vă zic. Sal. Au intrat abonații. A noi. Na, ne trebuie. Uite-te și tu, bă, frate. Deci fac dreapta, deși n-am volan. Doamne, doamne, ok. Atunci, asta e forma supremă pentru o mașină. Nu o să fiți de acord cu mine, dar se urcă pe orice suprafață, pur și simplu. Ai, mă, nebunie. Cum merge mașina, nu înțeleg, cu gândul? Bă, de mers drept, nu merge drept. E cât cu boost? Boostalini, Caramida Man înaintea mea? Nu mai e.
Bun, văd că urmează ceva super ușor, așa că o să revenim la... Doar în colțuri aici trebuie să faci, că el îți astupă singur, cum ar vei... Bun, ușor. Mă, da, e nebună rău mașina asta, deci nu merge drept, deși tu, unde te duci, unde, de ce dau ris? Oh my god, ce mă enervează jocul ăsta, bro, nu merge mașina, de ce? Bă, o fi roata, mă, de vină, îi fac un cerc, de, e literalmente cerc, ce, n-ai ce să mai zici, nu ai. Uite, deși tu la cărămidă, man, mă blochează și pe mine, bă! Ok, asta merge drept, deci poate era de la urmă, formă. Oh, come on. Oh, am descoperit combo-ul. Băieți, ascultați-mă, am descoperit combo-ul perfect. Vin spate, aștept 3 secunde, 3 de 1 și... Holy! Vă place? Sunt regele jocului, gata. Orice obstacol. Șpa, șpa. Gata. Easy chiar. Abonații nu mai ajung niciodată. Frumos, sărim. Bă, dar săritura asta nu te ajută decât în combinație. Bun, trebuie să schimbăm designul. Nu uitați de forma lâng sau ce-o fi ăsta. Colțarul nu merge drept, dar... Ne merge în dreapta. Deci pur și simplu e nebun. Wait, pe atunci fii atent. Am altă idee. Hai să facem un X așa. Trebuie să meargă. Nu? Nici nu e egal X-ul. Gen ambele. Dar merge. Deci noile roți pentru mașini, X-uri. Bă, nu mi-a salvat, cred. Da. Deci ce părere aveți de joc? Bă, e un pic mai creativ, e un obi normal, dar e mai distractiv că încerci diferite chestii și e fun să joci cu abonații. Hai, abonații! Au rămas în urmă de tot, ei nu mai pot să treacă. Bă, m-am răsturnat, ok? Wow! Na! O, bus cu sus în jos! Iată, unde m-am dus? Explicați-mi! Unde? Unde mă duc? De ce? Mă arunc într-o parte. Deci jocul ăsta, da, mai are probleme. Dacă dau server nuke, fii atent, că trolez abonații maxim. Niciun abonat nu mai rămâne, fii atent. 3 de 1. Gata. Toată lumea de la capăt. Wow, 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 le-am dat knockout la abonați. Cel mai pay to win feature pe care l-am văzut vreodată. Cel mai pay to win, cum să resetez tot progresul? GG abonații. Wow, i-am resetat de tot. Un C, o roată gigantică. Done. Dania. Hopa, ia vezi. Bă, cât de frumoasă e roata asta. Dar mă dă peste cap, aia e singura problemă. Dacă nu mă dădea peste cap și zburam drept, dau reset și tot mă dă peste cap. What? Fii atent, abonații, ce repede au progresat la nivelul 12. Da, mă împinge cumva boost-ul ăla. Nu! Gata. Bun, deja trebuie să venim cu X-urile. Done. Ia vezi, joacă X-ul. Wow! Păi n-am apucat. Da, 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 da. Văd finish line-ul, boys! Finish, bă! Ok. Îți dai reset, dar deci mi-am dat de 3 ori reset, degeaba. Și acum... Wow. Deci eu nu voi mai spune... nimic, că sunt la... Degeaba, nu salvează, mă. Gata. Spate, spate. Spate, față și profil. Hai, mă! A, salvează câte două, asta e insane! Deci tu dacă sari mult... Îți salvează direct peste două, eu n-am mai văzut asta la niciun obi. Dacă... bag cod de la primul nivel la ultimul, îmi dă direct save la ultimul punct.
De obicei, în obiuri, știi, trebuie să iei fiecare checkpoint. Gata! Gata harta! Finish line! Vreau să termin harta. Bro! Bun, facem o roată de asta. Deci, nu, trebuie să completez designul, de-aia nu mă spawna. Hai mă, dă-i înainte să terminăm, gata! Lucky block, fii atent la 2 minute. Ok, hai să facem zi. Să facem o roată de asta așa. Și ce cred că e la lucky block e că să-ți dai reset. Gen reset și rebirth. Bun, abonați au început și ei. Nu vrem să ne dăm rebirth, cam asta a fost joaca. Aveți niște videoclipuri pe ecran, dați click acolo, vă mulțumesc să ne-ați acordat. Ne uite, bun!